Starea de urgență instituită până pe data de 31 august este prelungită cel puțin până pe 15 septembrie 2020. Despre aceasta a anunțat premierul Ion Chicu la ședința de miercuri 26 august a Guvernului. Vreau să fac încă o dată apel către toți cetățenii ca în aceste zile libere, în această perioadă estivală, cât am mai rămas din vară, să respectăm cu toții regulile sanitare epidemiologice. Numărul noilor cazuri a crescut semnificativ. Ne așteptăm săptămâna aceasta la noi antirecorduri, urmărim adresabilitatea la centru COVID. De ce vă rog să fiți precauți? Vă informez că capacitățile sistemului medical al Republicii Moldova de a acomoda, de a interna noi pacienți cu COVID sunt la limită.